Da, problema e la națională a României. Sunt mulți proști în țară, vorbesc de comentatori sportivi, de specialiști, nu de public. Vorbesc de proștii care influențează opinia publică. Apropo de tinerii pe care îi poate promova sau nu un selecționez. Domnilor, este o falsă problemă, evident, și m-am ridicat întotdeauna împotriva ei. Nu trebuie la națională să promovezi tineri dacă nu ai. Nu vorbesc de meciul cu Danemarca. Asta ar putea să fie, să zicem, unul din motivele pentru care să nu renunțăm la DAU. Știi că la noi așa se spune. Așa se spunea și de alții înaintea lui. Da, dar promova tineri. Bălănii. Răzvan Lucescu mai puțin, e adevărat, el juca mai mult la rezultat. Dar uite, la Bălănii, de exemplu, se spunea. S-a spus parțial și la Piții. Atenție, de ce să promovezi tineri la echipa națională? Găsiți-mi un motiv și îl mănânc. Pentru ce? Selecționezul nu vinde fotbaliști. Da? Naționala este vitrina unei țări. Nu este, până la urmă, baby carrots. Da? Mă duc să cumpăr niște legume sau niște fructe proaspete sau tinere. Da? Sau mă duc să mă uit la fete de 14 ani la Amsterdam, nu știu unde. Nu, nu. Naționala unei țări este producția ei cea mai bună, maturitatea. Da? Vând legumele coapte, nu alea verzi. Deci explicați-mi pentru ce vreodată în viața lui, uite că sunt șanse să-l avem mâine invitat pe Marius Ciumudică și o să vorbim și cu el pe tema asta, să vedeți ce-i facem dacă o să spună că e de promovat tineri la echipa națională. Vă spun de pe acum, da? Deci, pentru ce să promovezi Dumnezeule unul de 19 ani? Nu mai bine îl lași să crească până la 30 și îl bagi la național la 30 de ani? Să remarcăm că Pentru asta. ce națională ar trebui să folosească jucători tineri? La club înțeleg, e perfect. Da, îl folosesc pe ăsta, da? E un jucător de perspectivă, îl vând de 20 de ori prețul cu care l-am format. Da? Mă vede cineva la națională pentru ce să folosesc? Că n-are experiență, că are trac, că n-a jucat împotriva marilor echipe, că nu este maturizat. Pentru ce să-l bag mă în teren? Da? Explicați-mi și mie tâmpenia asta cu tinerii. Altă problemă. Niciodată în România nu va veni selecționezul care să poată să bage jucători tineri naționale. De ce? Pentru că în campionatul nostru degeaba ești bun ca tânăr, campionatul nu are nicio valoare. Da? Nu poți să spui că ai acumulat experiența suficientă jucând la Viitorul sau la Dinamo în Liga 1 și după aia să te duci să te bați pentru calificarea la un mondial sau la un european la național. Deci nu se justifică. Așa că în momentul în care va mai fi un mare jucător tânăr în România, ăla va pleca imediat în străinătate. Altă șansă nu avem. Și acolo el eventual să crească la o echipă de club unde să aibă șansa să joace și atunci să spui, bă, joacă la Napoli. Are 27 de titularizări la rând, la 21 de ani. Îl bag fundaș central la națională. Până atunci, niciun tânăr nu va da satisfacție la echipa națională. Deci degeaba, că noi nu avem. Că dacă am fi avut, s-ar fi știut. Dacă ar fi existat vreo sculă în campionatul intern de perspectivă, ajungea fără probleme la națională. Nu se trebuiau nici 14 ani, Dumnezeule. La 10 ani, dacă ai talent, joci în naționala asta a României. Ce importanță are ce vârstă ai? Dar nu există așa ceva. Deci lăsați-mă cu promovatul de tineri. Ori dacă excludem chestiunea cu tinerii, ei n-au ce să caute la națională, mai spun o dată, așa, cum n-ai ce, nu poți să fii academician la 15 ani, chiar dacă ești un geniu. Nu poți să fii președinte de stat la 20 de ani, chiar dacă ai abilități. Așa ar trebui să fie și echipa națională. O vitrină a maturității poporului respectiv în domeniul ăla. Bă, ai 32 de ani, joci la națională, tată. 2 ani, 4 ani, cât mai poți. Ai 29 de ani, poți să joci la națională. Dar nu intri la națională la 17 ani doar ca să promovezi tineri. Și de ce să spun după aia? A, păi știți, a vomat în timpul meciului de frică. L-a amenințat vis-a-viul lui, i-a dat un cap în gură ălalalt adversarul și n-a mai putut. Sau a avut trac, a mâncat trăiței cu varză de dimineață și ați văzut, avea crampe. De asta se bag tineri în echipa națională. Cade și această ecuație. Deci, marii noștri creatori, marii noștri specialiști acolo în bunkerul federației, să nu omită totuși aceste lucruri, să nu acționeze numai clișeistic, cum au făcut-o până acum. Au adus un antrenor străin că poate venise momentul, dar n-au numit pe cine trebuie. Până la urmă, l-au adus pe Christoph Daum, care are mâinile și picioarele legate. Am văzut din fața jucătorilor în momentul în care se cânta imnul, nu erau pătrunși.
Da.